Bă, am dat și eu pe harta României să mă uit la ea. Avea mai multe dimensiuni. Scria acolo Ținutul Țiganilor, aia era făcut. Scria Valahia, Malachia. Nu mai știu ce scria. Și aveam imperii multe pe lângă el noi. Le-a zis la ungur, bă, uitați-vă la harta aia. La Ungurie are. Asta și de vedeți că e Austrian Empire și la un moment dat Transilvania îi deține statutare. Când era și despărțite, răgați cine între ele. Era deține statutare, avea statut special. Oia la, la un moment dat a venit Austrian Empire, dar ne-am enervat și noi. Am zis, bă, dacă ați venit voi peste noi, mergeți și noi peste voi. Și am spart pe bunicii voștri, am spart. Cum? A luat un soldat român, un pifan de ăsta, a luat soldatul steagul și l-a pus la ăia pe o clădire pe acolo. Stătea și un... Uitați, de că trăgeau tot pula mea. Când se ne-a zis, era frică la băiat. Dar a reușit. Nu știu dacă a scăpat viu nevătămat, înseamnă că mai era român pe acolo, că atunci și ea, nu ea. E jignirea cea mai mare, să-i un steag să-l bage acolo. A încercat și să-l bage steagul acum, dar văd că au rămas unii cu fobii de-astea. Au ce-au cu steagurile. Au venit unii fulfuie steaguri pe acolo, să n-am ambiție. Mai sunt și români din pula mea care-i fulfuie și ea. Nu știu eu, un sentiment, un steag de ăsta, știi? Aparține națiunii ele, e un simbol. Avem nevoie de simboluri, știi? Și dacă ei ne respectă steagul nostru, ne respectă și noi. Pula mea, numai din când ne punem bate ca atunci. Trăiam timpuri mai exagerate și s-a văzut că nu e bine. Dar mai sunt niște cretinoiți de ăștia. Bine că mai oameni înțeleg problema asta, că mai mult lumea. Cum n-ar mai fi? Și m-am uitat și la harta României. Vreau să văd regiunea autonomă, nu știu care, băi, atunci în timpul Republica Populară Română. Putea să fie regiunea autonomă la aia. De ce? Era mai mult de aia. Ei, între timp, că era prins deștepți, a plecat. Și acum degeaba urlă ăștia, ai că vrei regiunea aia. Păi și dacă ar fi până la urmă mâine să voteze regiunea aia, păi, pe principiul că mașa mai aproape de trup, cum dracu, o regiune așa, un stat în alt stat, ce probleme. România oricum nu e stat federal. Și nu o să fie niciodată. Păi de ce? Nu este majoritar. Dar trebuie să ținem seama și de minoritari. Și dacă creștem la ponderea asta de mulțime, noi suntem futăcioși români. De obicei, România e futăcioși. Dar o face în plăcere. Țiganii mai face copii. Și peste 100 de ani o să vedeți că o să fim 50-50. Și ungurii e futăcioși. Și am auzit foarte frumos despre unguroice. Că știe să gătească, face de-alea frumos. Știi? E și ea futăcioși. Dar o face de-n plăcere. Deci nu știu ceva avem în comun. O facem din plăcere. Băi, și țiganii o face din plăcere. Dar o face și din durere. Mai face cât un copil. Și ce ne înlocuiește, nu o să ne înlocuiască. Că oricât ar avea creșterea. Poate peste 100 de ani o să arătăm toți. Dar într-o 100 de ani stai puțin că se fac mixaje. Și se fute ăia cu ăia. Apar așa. Că se gândeau ăia. Cum o să arate femeia la... Bă, ce cazezi? E rău aia. Să arate gagicii peste 100 de ani. Se gândea acum 100 de ani.
S-a gândit niște băieți inteligenți, normal, o să se fute albi cu negri, eu citeam cărți astea, și cu ăștia, și o să facă un mixaj total și așa se arată găcici. Dacă, bă, nu. Că în orice specie se prezervează, se prezervează și rasele. Numai că se fac, se împrumută unul de la altul, cumva. Deci, sunt previziuni de-astea să-mi bag pula. Apare cât un guru, îți zice ăla un adevăr în existența, din esența.